Bă, deci nu-mi vine să cred. Cream că o să te păcălesc cumva, că o să... Deci nu înțeleg, deci... Nu o să-mi spui, nu? Ba da, o să vezi ce faceți. Clipul ăsta o să fie foarte interesant, pentru că o să fac ceva ce ați văzut poate doar în filme sau care vi s-a întâmplat și vouă, dar necontrolat. Mai exact, o să prezic la ce se gândește cineva și o să fac asta băgându-i chiar eu în cap gândul ăla. O să vedeți imediat cum. M-am gândit să fac experimentul ăsta cu Cristian Dascălu. Observa că în ultimii ani din viața mea a crescut complexitatea întâmplărilor din jurul meu. Adică s-au întâmplat din ce în ce mai multe lucruri, din ce în ce mai mișto. Adică e un trend din ăsta așa care... crește într-una, știi? În afară de creșterea asta, e ceva ce a rămas constant acolo și anume nivelul de jmecherie, cum îmi place mie să-l numesc, a rămas la un nivel constant. Probabil mulți dintre voi îl știți, dacă nu-l știți, este un vlogger cu apucături serioase de informatician, de fapt nu cred că e informatician cu apucături serioase de vlogger, face clipuri tari, vă recomand să-l căutați. Acum, pe lângă că face vloguri bune, el și cântă într-o trupă care se numește GCG, care vine de la Gașca Chitară Grozăvești. Adică sunt câțiva prieteni care se adună și cântă melodii de astea pe care le cunoaște toată lumea. De asta am ales să fac experimentul ăsta cu el. El habar n-are ce vreau să fac, i-am spus doar că vreau să filmăm ceva împreună și că o să-i fac un truc. Planul meu este să-l pun să-și aleagă orice melodie vrea el din cele pe care le știe și să o cânte, scopul meu fiind să cânte ce melodie vreau eu, chiar dacă lui se va părea că a avut o alegere liberă. Cum am de gând să fac asta? Păi aici începe partea puțin mai grea. În primul rând i-am scris și l-am rugat să-mi spună câteva melodii pe care le știe bine, ca să lucrăm cu materialul clientului, să nu vin eu cu o melodie pe care nu o știe. Mi-a trimis chiar lista asta cu vreo 70 de melodii de tot felul. Dintre ele eu am ales În umbra marelui urs. Căci timpul vostru s-a scurs în umbra marelui urs. Mi se pare că e ce trebuie pentru experimentul ăsta. Acum trebuie să fac cumva să-i bag melodia asta în cap, să o asocieze inconștient cu mine, ca atunci când o să-l pun să aleagă o melodie, să-i vină în cap asta, fără să știe de ce. Îl voi suna. Îl voi suna să îi zic să nu uite să-și aducă chitara sau ceva, numai că în timp ce îl sun, pe fundal voi pune să cânte melodia. El probabil nici nu va observa, pentru el va fi probabil zgomot de fond, dar creierul lui, pentru că recunoaște melodia, o va reține undeva acolo, asociată cu mine. Salut, ce faci? Da, și eu tot la un clip lucrez. Te-am sunat să zic luni să iei și chitara cu tine. Da, dar am zis totuși să fiu sigur. Da? Bine, spor la treabă. Pa! Pe lângă asta o să-mi setez soneria de la telefon cu un fragment din melodie și în momentul când o să mă întâlnesc cu el o să am grijă că va suna exact așa. Nici nu va observa, dar melodia va rămâne inconștient acolo în cap, asociată cu mine. Vom filma aici în Grozăvești, la fântâna dezafectată. Pentru cei care nu știu, Grozăvești e un campus universitar din București, iar fântâna dezafectată e un fel de simbol al campusului. Vom filma aici din 3 motive. În primul rând simbolic, pentru că aici a apărut Gașca Chitară Grozăvești. În al doilea rând nostalgic, pentru că am locuit și eu aici câțiva ani când eram student. Și în al treilea rând practic, pentru că vis-a-vis de fântâna pe care vom sta noi când vom filma, este acel perete plin de afișe, lângă care voi pune și eu unul. E un cuvânt cheie, îl va vedea probabil fără să-și dea seama. Mi-am printat și o predicție. Acum trebuie să caut un loc unde să o pun, să fie clar că nu poate să o schimbe nimeni și să aibă cumva legătură cu fântâna asta. Cred că o să o lipesc aici, în spate. Asta e. Cele trei elemente subliminale, muzica pe fundal atunci când l-am sunat, soneria mea și cuvântul cheie pus în câmpul vizual, ar trebui să fie suficiente ca treaba asta să funcționeze. Acum, tot ce trebuie să facem este să așteptăm să vină Cristian și să vedem dacă funcționează. Și salutare, el este Vlad Grigorescu. Probabil îl știți deja. Bine, bine, ce faci? Îmi pare bine să te cunosc. Ah, ce tare! Ai o aplicație de acordat chitara? Da, 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 e foarte populară modalitatea asta de a acorda chitara, știi? A, în cazul în care nu te pricepi tu natural, poți să... Da, pe când începi să cânti, nu prea te pricepi în mod natural, știi? Acum mă pricep cât de cât, dar e mai rapid, așa e, cu precizie mai mare pentru mine, știi? Gata, trebuie să fie ok. Super. Da, eu sunt gata. Partea mea putem să-i dăm bătaie. Bun! Bun, Vlad, bine, Vlad! Fii atent ce vreau să facem. Așa. Eu te filmez cu camera așa. Înainte să trecem la... Am o întrebare pe care mi-am pus-o mai devreme. Tu ești un... Așa. Poți să te sunăm mai târziu un pic, că filmezi ceva? Bine, pa! Stai să închid, am uitat. Total neprofesionist. Da, bă, Vlad, ce faci aici? M-ai chemat să vorbești la telefon? Cum îți permiți așa ceva? Așa. Mamă, ce joacă. Să revenim. Așa. Ești un informatician cu apucături serioase de vlogger sau un vlogger cu apucături serioase de informatician? Mamă, ce întrebare! Bă, informatician de aici, asta e meseria mea de bază, știi? Și ești cu apucături serioase de vlogger? Cu apucături serioase de vlogger, da. Fii atent ce vreau să faci. Vreau să te oprești din cântat. Sigur. Vreau să te uiți în față și să te gândești, știi că te-am rugat să-mi dai niște melodii pe care știi să le cânti, să te gândești la una dintre ele, dar vreau să fii sigur că gândul ăsta ți-a venit acum pe loc, să fie pur și simplu prima care ți-a venit în minte. Okay. Când ai una în minte, nu mi-o spune. Ai una în minte? Da, da, da? Da. Bun. Te rog să o fredonezi doar o bucățică mică din ea, cât să ne dăm seama ce e. Să fredonezi la chitară? Da. Un fragmentel. Vrei și cu voce? Da. E... Stau singur și mă întreb de ce-am plecat de acasă, să fie blestemul de veacuri ce ne apasă. Dar dați-mi viața înapoi, ce-am risipit-o pe voi, uitând de tot și de voi. Am de privegie, dintr-o mie mulți n-au mai rămas, că timpul vostru s-a scurs la umbra marelui urs. Dar ghearele v-au rămas în orice îmbrățișare. Astăzi doar... Oprește-te! E foarte tare, eu întotdeauna am invidiat oamenii care știu să cânte la instrumente. Da. Cum se numește melodia? În umbra marelui urs, da? URSS. Și a fost o alegere liberă, da? Așa, așa sper, nu știu, ce ai făcut tu aici, dacă ai făcut... Știi ce am filmat aici? Ia fi atent, vreau să te ridici în picioare, să vii cu mine. Bă, e prea... Și te rog să citești ce scrie acolo. Bă, dă-te-n plan. Ai avut pe cineva pe aceea. Bă, deci nu-mi vine să cred. Cream că o să te păcălesc cumva, că o să... Deci nu înțeleg, deci noi n-am vorbit nimic înainte. Adică mi-a zis că hai să fac un truc, nu știu ce. M-a pus să-mi aleg melodia mea și după aia el avea deja pus aici afișul ăsta cu umbra marelui urs. Și eu nu știam asta, adică am venit, salut Vlad, ce mai faci, nu știu ce. Și după aia, hai în spate, am cântat melodia și gata, suficient, asta e tot trucul. Și nu mi-e, bă, de unde? Nu o să-mi spui, nu? Ba da, o să vezi în vlog, dar tocmai asta vreau să spun. Să te filmezi în timp ce vezi vlogul întreg, în care îți dai, o să înțelegi exact vlog, o să explici cum se face. Da. Mamă, și mă țin suspans până atunci. Păi eu aș vrea acum, eu sunt foarte entuziasmat, abia ce să ajung să bag, să decupez astea, să le pun și o să-ți trimit. Și să-mi trimit. Ba, că eu alegeam altceva, mergea și cu altceva. Nu, asta e partea interesantă. Dar în teorie n-aveai cum să alegi altceva. Și cu asta încheiem segmentul ăsta. Pentru voi urmează reacția lui la restul vlogului. Fără prea multe vorbe, dăm play la video. E prima dată când văd clipul ăsta pe care el mi-a trimis, adică cum se face trucul, și sunt curios să văd care a fost scăparea mea, ce mi-a făcut el, cum m-a manipulat el, dacă chiar m-a manipulat. Sper să nu. O să prezic la ce se gândește cineva și o să fac asta băgându-i chiar eu în cap gândul ăla. Eu sunt puțin sceptic la chestiile de genul, adică bine, asta e și pentru că îmi place să am o părere mai bună despre mine, că nu sunt ușor de controlat, dar cu toții suntem mai ușor de controlat decât credem. Vedeți imediat, să vedem cât de bun e Vlad la asta. Experimentul ăsta cu Cristian Dascălu. El habar n-are ce vreau să fac, i-am spus doar că vreau să filmăm ceva împreună și că o să-i fac un truc. Planul meu este să-l pun să-și aleagă orice melodie. Chiar habar n-aveam ce urma să facă. Ca el din cele pe care le știe și să o cânte, scopul meu fiind să cânte ce melodie vreau eu, chiar dacă lui se va părea că a avut o alegere liberă. Cum am de gând să fac asta? Păi aici începe partea puțin mai grea. În primul rând i-am scris și l-am rugat. Hai că devine interesant. Vrea să spună câteva melodii pe care le știe bine, ca să lucrăm cu materialul clientului, să nu vină cu o melodie pe care nu o știe. Dintre ele eu am ales În umbra marelui urs. Băi, ești prost, adică tu ai ales... Deci el a ales dinainte. Deci eu mă gândeam că poate el a plantat, eu... Deci... Deci eu îmi imaginasem că el avea mai multe, nu știu dacă ați văzut trucul deja, eu îmi imaginasem că el avea mai multe variante, mai multe soluții plantate pe acolo și m-a dus la soluția pe care am spus-o eu. Dar dacă el a ales dinainte, asta e chiar dubios. Și... mi se pare că e ce trebuie pentru experimentul ăsta. Acum trebuie să fac cumva să-i bag melodia asta în cap, să o asocieze inconștient cu mine, ca atunci când o să-l pun să aleagă o melodie, să-i vină în cap asta, fără să știe de ce. Îl voi suna. Îl voi suna să îi zic să nu uite să-și aducă chitara sau ceva, numai că în timp ce îl sun, pe fundal voi pune să cânte melodia. El probabil nici nu va observa, pentru el va fi probabil zgomot de fond. Dar creierul lui, pentru că recunoaște melodia, o va reține undeva acolo, asociată cu mine. Știu că m-a sunat, dar nu mi-amintesc să fi auzit melodia de până la chiar. Salut, ce faci? Aha, aici vorbeam. Da, și eu tot la un clip lucrez. Tot la un clip lucrez. Te-am sunat să zic luni să iei și chitara cu tine. Da, dar am zis totuși să fiu sigur. Bă, deci eu mi-amintesc că am vorbit cu el la telefon, mi-amintesc că era ceva zgomot de fundal, dar... nu mi-amintesc să fi fost melodia, adică nu am făcut conștient în legătura care a fost melodia asta. Bine, ești malefic, Vlad, malefic! Pe lângă asta o să-mi setez soneria de la telefon cu un fragment din melodie și în momentul când o să mă întâlnesc cu el, o să am grijă că va suna exact așa. Nici nu va observa, dar melodia va rămâne inconștient acolo în cap. N-am observat. Vis-a-vis de fântâna pe care vom sta noi când vom filma, este acel perete plin de afișe, lângă care voi pune și eu unul. Păi ăsta nu l-am văzut. Nu conștient. Îl va vedea probabil fără să-și dea seama. Mi-am printat și o predicție. Acum trebuie să caut un loc unde să o pun. Bă, deci asta e chiar super... Da, deci nu a pus-o. Eu m-am gândit... Asta e. M-am gândit că ar fi putut să o pună chiar în timp ce noi filmam, că a venit cineva în spate și a pus, dar se pare că era acolo de câteva ore. Subliminale, muzica pe fundal atunci când l-am sunat, soneria mea și cuvântul cheie pus în câmpul vizual, ar trebui să fie suficiente ca treaba asta să funcționeze. Acum, tot ce trebuie să facem este să așteptăm să vină Cristian și să vedem dacă funcționează. Gata, hai să plecăm. Da, eu sunt gata. Atea putem să-i dăm bătaie. Nu știam că eram deja influențat aici. Eram... Bun, Vlad, bine, Vlad. Nici nu mă așteptam ce plănuise maleficul Vlad în mintea lui. Așa. Înainte să trecem la... Am o întrebare pe care mi-am pus-o mai devreme. Tu ești un... Bă, nici... Cât de malefic, cât de... Wow! Poți să sună mai târziu un pic, că filmezi ceva? Ce aplicație ai aflat? Cum ai făcut chestia aia? Ai vorbit cu cineva? Sunăm acum. Ai vorbit cu fata aia sau că mai era o fată pe bancă? Cum îți permiți așa ceva? Eu n-aveam nicio treabă aici. Ești... Vreau să... Eu deja cântam melodia asta la chitară, adică... Adică eu deja cântam riff-ul de chitară, pentru că probabil i-auzisem melodia lui de pe telefon, deci planul lui deja funcționa foarte bine. Să te gândești, știi că te-am rugat să-mi dai niște melodii pe care... Și acum se leagă lucrurile, știi, că el m-a pus să mă uit direct în față, habar n-aveam, de ce naiba să mă uit în față, știi? M-am uitat în față, știu că era un alfiș cu alternosferă acolo, nu știu dacă am văzut și ursului. Știi să le cânti, să te gândești la una dintre ele, dar vreau să fii sigur că gândul ăsta ți-a venit acum pe loc și pur și simplu prima care ți-a venit în minte. Și eu aici, el mi-a zis prima care mi-a venit în minte, dar eu tot m-am gândit, bă, ce melodie să aleg, cumva, și tot am ales melodia aia, adică știu că am jonglat în mintea mea între două melodii, bă, să o cânt pe asta sau pe asta, și deja cântasem la chitară melodia asta, probabil am și auzit-o de la el, adică chiar cred că a avut mare impact strategia lui, știi? Ok, dai una în minte, nu mi-o spune, ai una în minte? Da, da, da. Da. Bun. Mă întreb de ce am plecat de acasă, să fie blestemul. Eu credeam că, eu nu știam ce urmează să se întâmple în trucul ăsta, credeam că e mai mult de atât, credeam că doar ne încălzim acum, nu mă așteptam să mă izbească ce urmează, știi? E foarte tare, eu întotdeauna am invidiat oamenii care știu să cânte la instrument. Eu acum mă gândeam, bă, ce aș putea eu, adică ce urmează de la truc, nu știam că aici, asta a fost o trucă, că m-a făcut să... Chiar nu aș să se termine aici. Da. Și după aia m-a luat în spatele fântâniței. La umbra marelui urs. Da? Și a fost o alegere liberă, da? Așa sper, nu știu ce ai făcut tu aici, dacă ai făcut. Alegere liberă, deci eu chiar nu știam ce urmează, deci el... Știi ce am filmat aici? Ia fi atent, vreau să te ridici în picioare. Și acum mi-a dat daună totală, acum m-a distrus, deci când m-a dus în spate și am văzut plicul ăla, am zis, bă, dă-o încolo de treabă. Uite ce scrie acolo. Uite-te la reacția mea. Bă, dă-te. N-am știut de unde, bă, adică... Eu acum încercam să-mi dau seama, bă, cum naiba, cum încerci tot timpul, știi, că e momentul ăsta de magie, de uimire, de surprindere, că e cel mai natural și e cel mai sălbatic cumva și e o bucurie imensă atunci, nu știu, e surprinderea asta, știi, care e magic, asta e magia, pur și simplu, sentimentul ăla de surprindere, care e magic. Și acum eram foarte intrigat că, bă, cum naiba, știi, cum naiba se poate chestia asta, că e în limita aia dincolo de posibil, din ce vedem noi, din ce experimentez eu ca personaj, e în limita aia dincolo de posibil. Și eu încercam să-mi dau seama, bă, cum e posibil așa ceva, știi? Și nu înțelegeam. Și eu nu știam asta, că mă gândeam aici, bă, cum naiba, știi? Și după aia, hai în spate, am cântat melodia și gata, suficient, ăsta e tot trucul. Și nu mi-e, bă, de unde? N-o să spun, nu? Bă, Vlad, deci super, super mișto ideea ta, mă bucur că ai implementat-o, mă bucur că ai și ieșit. Îmi ridică foarte mari semne de întrebare despre cât de susceptibil, cât de influențabil suntem noi ca oameni și... Na, chiar foarte tare. Am mai citit despre lucruri de genul, nu credeam că funcționează, nu știu în ce măsură a fost și șansă astăzi, dar cu siguranță a avut un impact ce ai făcut tu. Foarte tare ce ai făcut, mersi pentru idee, mersi că am făcut video împreună și lumea se aboneze la tine, să meargă la show-urile tale și sper să ne auzim cu bine în curând.